Trupul maestrului Mitică Popescu va fi depus în jurul orei 20:30 la capela cimitirului Belu din Capitală. În decursul zilei de astăzi, zeci de oameni care l-au iubit și i-au apreciat munca au putut să-i aducă un ultim omagiu în incinta Teatrului Mic, acolo unde a fost pentru ultima oară. Slujba de înmormântare va avea loc mâine la ora 15 la cimitirul Belu. Actorul a încetat din viață la vârsta de 86 de ani din cauza unor probleme cardiace. Atât oameni de rând, cât și foști colegi și actori au trecut rând pe rând pe la sicriul marelui Mitică Popescu. Pentru ultima oară, îndrăgitul actor s-a aflat la Teatrul Mic, acolo unde și-a început cariera de actor și unde a încântat mii de oameni de-a lungul anilor, unde a dominat scena și a consolidat imaginea teatrului românesc. Vasile Muraru a trecut pragul Teatrului Mic pentru a onora amintirea unui mare maestru al tuturor timpurilor. Am avut binecuvântarea de la Dumnezeu să-l văd în cele mai mari creații ale dumnealui, chiar la Piatra Neamț. După ce plecase, a revenit să joace marele lor rol pe care l-a făcut în Peer Gynt, regia Cătălina Buzoianu. La Teatru Mic, aici veneam când eram student, seara de seară. Pe urmă ne-am întâlnit la filme, pe urmă l-am cunoscut ca om adevărat, ca un actor care iubea această meserie, care s-a devotat teatrului și filmului românesc. Dumnezeu să-l ierte, să-i înalțe sufletul. Printre persoanele care au venit să-l onoreze pe maestru s-a numărat și Alexandra Velniciuc, care a vorbit despre Mitică Popescu într-o manieră emoționantă și nostalgică. A însemnat foarte mult pentru că am învățat multe de la el. Am avut șansa să joc cu el în filme și cea mai mare șansă a fost aceea de a sta împreună mult în timpul filmărilor. Era un om de o generozitate greu întâlnită în breasla noastră. Un om care chiar știa să dăruiască. Nu l-am văzut trist niciodată, deși am convingerea că a avut momente grele. Cu tremur în glas și inima sfâșiată de pierderea lui Mitică Popescu, Rodica Mandache a făcut câteva confesiuni despre marele actor, așa cum era văzut prin ochii ei. Am fost din aceeași generație, l-am respectat foarte mult. Era un om cu roluri mari, și cu de câte ori se urca pe scenă, reușea. Toți regizorii mari îl doreau. Niciodată nu s-a împăunat din puterea pe care i-a dat-o Gloria. Era un om cu minte, un om liniștit și dulce. Nici cei care l-au urmărit cu drag din public nu au lipsit de la Teatrul Mic, unde au onorat amintirea maestrului. Am fost la teatru, am urmărit emisiunile dumnealui, să-l odihnească bunul Dumnezeu în pace. Printre cei care au venit să și-a rămas bun a fost și Cristi Iacob, unul dintre actorii tineri, asupra cărora Mitică Popescu a avut o mare influență. Am furat foarte multe dar pentru că era un tehnician desăvârșit al artei teatrală, cu punctualitate ieșită din comun. Nici o repetiție, nici un spectacol nesuspendat, neîntârziat, nimic. M-a iubit oamenii foarte tare și a dat viața pentru oameni. Pentru că asta e meseria noastră. Ne-am amintit că n-a plecat, e aici, cu noi, trebuie să-l ducem mai departe. Încercăm să fim măcar la 1%. Hai, tânjim spre 10%. Deocamdată doar 1%. Mitică Popescu a debutat în 1973 pe scena Teatrului Mic și a realizat roluri de excepție în piese de Pirandello, Shakespeare, Chekhov sau Molière. La Teatrul Mic a cunoscut-o și pe soția lui, regretată actriță Leopoldina Bălănuță. În cariera sa cinematografică a fost memorabil în rolul lui Cocoșilă din Moromeții sau în Vânătoarea de lupi, în regia lui Mircea Daneliuc.